Este 6 octombrie. Mă apropii de finalizarea instalațiilor exterioare, însemnând instalația de gaz, instalația de curent electric, instalația de apă și canalizarea. Acum conductele sunt poziționate. Și urmează să le pun pe un pad de nisip, să tasez pământul pe unde este cazul și să pun benzi de avertizare. Să le descriu în general, după care o să fac un filmuleț pentru fiecare instalație în parte. Aici o să fie turnată o placă pentru terasă, iar tuburile acestea încă nu le-am poziționat, o să le poziționez când voi pregăti pentru placă. Aici instalația de gaz nu se mai vede decât intrarea în casă, dar este cumva în partea stângă, la 1,60 m față de peretele casei. Instalația de canalizare vine pe sub terasă de la bucătărie și mai am încă două ieșiri. Una aici care iese de la baie de la etaj și încă una care vine de la baia parter. Am pus două baze de cămin. Instalația de apă. Am o intrare și două ieșiri. În zona aceasta sunt foarte multe tuburi care iese din casă pentru că e zona de cameră tehnică. Am folosit țeavă din astea roșii pentru cablurile electrice. Și pentru apă am folosit țeavă de 25 de mm diametru, care au fost băgate prin țeavă de 32 pentru o protecție mecanică mai bună. La canalizare, panta este de 2 cm pe metru și la limita de proprietate o să fie realizat o instalație de colectare. Țevile electrice ajung până la branșament. Într-unul din tuburi am pus coloana, un cablu de 5x10 de cupru. Zona asta este legată țeava de apă la branșament și o țeavă este lăsată liberă. Țeava care este lăsată liberă
vină din casă, o să am nevoie de apă la exterior. Am poziționat-o în apropierea branșamentului ca o rezervă, că se sparge o țeavă, să am două prin același traseu. O țeavă cu curent electric o să meargă sub scară, încă nu este poziționată. Mai sunt două țevi, una de apă și una de curent electric nepoziționate, care ies din casă și vor duce până la limita de proprietate. Vor fi folosite pentru carport și o căsuță de grădină. Atât deocamdată și voi face un filmuleț cu fiecare instalație în parte.